Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori, la obișnuita noastră întâlnire aici pe televiziunea noastră favorită și pentru că tot trebuie să stăm mult sau dacă se poate de tot în casă, încercăm să venim cu subiecte interesante pentru dumneavoastră. Așa se întâmplă și în această după-amiază când discutăm prin amabilitatea domniei sale cu domnul Eduard Marius Berca, comunicator oficial, unul din comunicatorii oficiali ai PNL Gorj și prim vicepreședinte al partidului, despre situația pe care o întâmpină țara și situația care, iată, este gestionată cu destul de multă eficiență de către guvernul liberal Ludovic Orban. Despre problemele esențiale ale țării la acest moment, cum spuneam, cu domnul prim vicepreședinte Edi Berca, căruia încoate îi mulțumim pentru bunăvoință și pentru că și-a rupt din timpul domniei sale extrem de presant în această perioadă ca să discute cu noi. Vă mulțumim, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Iată că guvernul Orban a reușit să gestioneze această criză și a reușit să facă față provocărilor și tuturor aspectelor care țin, iată, de siguranța în spitale, de siguranța doctorilor. Și a reușit în mare măsură să și motiveze doctori să vină în focare, doctori din alte centre medicale, pentru a salva oamenii aflați în nevoie. Și pentru că dumneavoastră sunteți unul dintre analiștii redutabili ai partidului, vreau să vă pun o întrebare care ține nu neapărat de momentul crizei, ci de ceea ce se întâmplă de 30 de ani în România. De ce nu au spitalele materiale sanitare, iar medicii suferă prin prisma lipsei echipamentelor de protecție? Bun. Nu cred că e o noutate ceea ce vreau eu să spun. Știm foarte bine cu toții că sistemul medical românesc suferă de ani de zile de lipsa unor reforme profunde și de alocări bugetare care nu asigură un act medical de cea mai înaltă calitate. Nu avem echipamente pentru că am văzut tot felul de reacții, fac o paranteză, că nu sunt mănuși, nu sunt combinezoane, că au dispărut fabrici care confecționau așa ceva. N-a fost cerere. Deci sistemul ăsta n-a cerut niciodată să se doteze la un standard, fie că n-au fost alocări, fie că a fost dezinteres, management prost. Da? Deci nu a fost cerere și automat, și asta se fac pe baza cererii și oferte, automat fabricile au redus sau au închis. Cu toate acestea, trebuie să spunem foarte clar că guvernul Orban, încă de la începutul lunii februarie, a emis o ordonanță de urgență pentru pregătirea stocurilor de rezervă. Numai că în acest moment, la nivel mondial, cererea a crescut exponențial. Știm la fel de bine acum că au ajuns în țară aproape 100 de tone de echipamente de lucru din Coreea. Știm la fel de bine că ministrul economiei a reușit să reorienteze producția unor fabrici din țară pentru a confecționa echipament de protecție, astfel încât în foarte scurt timp, probabil într-o săptămână, o săptămână jumate, vom avea în piață măști de protecție, mănuși de protecție, combinezoane de protecție de producție românească. Ministerul Apărării Naționale a confecționat deja primele izolete. Da? E clar că lucrurile au avut o conjunctură nefavorabilă din foarte multe puncte de vedere. Da? V-am spus, management defectuos, lipsă de interes din partea sistemului medical de a se proteja anterior începerii acestei pandemii. Nu pot să spun decât că eu am încredere foarte mare în guvernul Orban și în miniștrii care îl compun în a se focaliza pe aceste probleme stringente. Am văzut că guvernul Orban este în discuții cu producătorii locali pentru a-și ralia producția pentru ventilatoare mecanice. Când credeți că vom vedea primele ventilatoare care vin spre spitale să acopere nevoia care e posibil să fie? Pentru că acum, la momentul acesta, ceea ce se află în spitale este suficient, chiar este o rezervă peste vis-a-vis de paturile pentru ATI.
În momentul de față, știu din ce am văzut eu în media, că numărul de paturi cu dotate cu astfel de echipamente e undeva la 2000 și ceva de, și avem doar 70 sau 80, 90, 100, cât s-ar fi, până într-o 100 de cazuri. E clar că în condițiile de vârf de pandemie, cum se zice, la 10-15 mii de cazuri, vor fi nevoie, va fi nevoie de dotarea cu altele noi. E în curs, nu că e în curs, sunt pe drum, da? Ventilatoare, sunt pe drum din import, sunt pe drum ventilatoare și alte aparate, sunt alocări de fonduri suplimentare, sunt donații. Da, repet, totul ține odată de reorientarea, așa cum spuneați dumneavoastră, a producției românești pe astfel de aparate care sunt necesare și, în al doilea rând, este vorba de cererea asta extraordinară din partea tuturor statelor lumii pentru astfel de aparate. Orientarea și interesul și, cum să spun, atenția celor care decid, și aici nu discut numai de guvern, pentru că e implicată și armata, sunt implicate toate, practic, toate structurile care concură la rezolvarea acestei situații, sunt focusate pe acest lucru. Îmi doresc să nu mai fie, Doamne ferește, să nu mai avem cazuri în ATI, să luăm ventilatoarele și să nu le folosim, să le ținem pe stoc pentru o utilizare ulterioară. Îmi doresc ca sistemul să înțeleagă și să nu avem numai 2000 de paturi, să avem 10000 de paturi sau 15000 de paturi, da? Am înțeles, domnule președinte Edi Berca, că guvernul prevăzut o limită de 350 de milioane de euro pentru decontarea de către autoritățile publice locale și centrale pentru echipamente achiziționate din fonduri europene. Da, este o sumă alocată deja din fonduri europene care se poate folosi imediat. Deci din punctul ăsta de vedere, adică se pot deconta, sigur. E o primă tranșă, ați văzut și dumneavoastră alocările Comisiei Europene pentru România Continuă. Sunt eu o zvonistică fantastică de la partidele astea care acum sunt undeva ca membri, sunt pe acasă și comentează și critică că nu vom avea alocări suficiente. Sunt alocări suficiente, miliarde de euro care vor fi alocați și României de la Uniunea Europeană, care vor sprijini această luptă. Da? Deci în momentul de față e clar că 350 de milioane de euro pot fi decontați imediat, numai să avem noi cu ce să-i decontăm. Un fapt îmbucurător, iată, mulți dintre cei care își înaintaseră demisia sau se gândeau la demisie, medici, s-au răzgândit și iată, se întorc la treabă. Cum gestionează, domnule președinte, guvernul demisia medicilor și a persoanelor medicale în spitale? Păi, în momentul de față, v-am spus de cele 90 de tone de echipament care a fost distribuit deja ambulanțelor și prin Direcția de Sănătate Publică, Direcția de Sănătate Publică, așa cum funcționează ele, că spunea și Ludovic Orban că la un moment dat a considerat că era o moarte clinică, dar prin angajarea sau distribuirea 1000 de noi posturi, aducerea de rezidenți, de voluntari și așa mai departe, lucrurile trebuie să se îndrepte pe o cale bună. Eu zic că medicii n-ar mai trebui să se teamă că se infectează. Nu pot să spun că până acum a fost normal ce s-a întâmplat. Avem o Suceava, avem un Arad, avem un București, unde au fost cazuri de greșeli, practic, manageriale sau de lipsa, eu știu, a reacției imediate a cadrelor medicale. Da? Pentru că, la fel, nu poți să justifici, de exemplu, cu lipsa testelor, pentru că, în momentul de față, teste sunt. Nu sunt teste. Practic, care e un test? Un test e un bățișor. Dar nu avem suficiente aparate din acela PCR care să le citească și mai mult decât da, trebuie instruiți oamenii ca să le folosească. Au venit, da, am văzut la Craiova că a venit la Vara Nouă. Se sper că vine și la Târgu Jiu. Îmi doresc ca în acel moment să fie pus în funcțiune imediat, adică să existe persoana care să-l folosească. Da, pentru asta trebuie să ne pregătim cu toții. Da, deci ce să vă zic? Iar la fel zvonistica asta, alarmistică, e pur și simplu
demotivantă și nu cred că face bine cetățenilor. Trebuie să spunem adevărul, trebuie să recunoaștem adevărul, dar să spunem și cum evoluează lucrurile în mod corect. Iată că personalul medical a realizat faptul că ceea ce s-a întâmplat a fost, să spunem, până la urmă, o atitudine mai puțin concretă vis-a-vis de lupta cu virusul, a fost mai relaxată. Nu au crezut medicii că valul vine și lovește atât de puternic, dar iată că acum, conștientizând, se pare că fac corp comun cu armata și cu cei îndrept să ajungă această bătălie spre un punct final, cel puțin una mai. Dar vreau să vă întreb, iată, Ministrul Economiei Virgil Popescu a anunțat că a fost pusă prima linie de producție la Maramureș pentru 150.000 de măști care vor fi distribuite începând cu această săptămână către punctele de distribuție din farmacii și către autoritățile sanitare din județe. Vreau să ne vorbesc despre acest aspect. Iată, măști pentru populație se vor găsi în farmacii. Fără discuție. Bine, nu știu dacă săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, undeva în jur de 15 aprilie, vor fi livrate până pe 15 aprilie vor fi livrate primele tranșe de măști produse în România. Este o societate din Ardeal. Și până la sfârșitul lunii am văzut cifre statistici oficiale că se va ajunge la 4 milioane de măști disponibile în România. Da, acum că vor fi folosite în spitale, ambulanțe, în servicii de ambulanță sau de către populație, va rămâne să vedem funcție de cerere. Da, eu mi-aș dori să nu ajungem să le facem și să rămânem cu ele pe stoc, adică să terminăm cu pandemia înainte de a le avea. E foarte important să le avem și după aceea. Dar e clar că lucrurile evoluează. Vom avea combinezoane de producție românească, vom avea mănuși chirurgicale de producție românească în următoarele două săptămâni. Romarmu, spunea ministrul apărării, domnul Ciucă, va produce începând de weekendul acesta câte 500.000 de măști zilnic care vor fi distribuite gratuit către persoanele aflate în grupele de risc într-o săptămână, două. Produse de genul acesta vor fi pe piață la prețuri normale și cam 1 milion pe zi distribuite. Deci, din punctul ăsta de vedere, pot să fiu, cum să vă spun, criticat că termenele sunt relativ departe de începutul, ziceți, pandemiei. Da? Deci e o lună de zile, o lună și câteva zile de când am avut primul caz. Dar e foarte clar pentru cei care înțeleg cum se produc niște lucruri, că o fabrică de textile nu poate să producă acum geci Moncler, dau un exemplu, da, să mă scuzați, mâine să treacă pe măști. Este imposibil. Sunt perioade destul de îndelungate în care trebuie să-ți reconvertești, să-ți faci o reconversie a producției. Ei, repet, sistemul a suferit ani, da? Practic acum noi decontăm ce n-am făcut 30 de ani. Da? În timp, și nu numai noi. Nu e, vedeți, asta se întâmplă și în celelalte țări. Da? Chiar și în America, în Germania. State, da, în state, probabil, în Statele Unite o să fie nu știu, ceva de nedescris. Gândiți-vă că sunt... Da, în sfârșit, noi discutăm de România și ce vreau să susțin și să confirm practic prin date este că în momentul de față, la nivelul guvernului, la nivelul celor implicați, se lucrează pentru rezolvarea situației. Să trecem pe partea economică, domnule președinte Edi Berca, și vreau să vă întreb, iată, aproape 1 milion de oameni vor intra în șomaș tehnic până la sfârșitul lunii aprilie. Vorbea ministrul economiei și mai mult decât atât avem aspecte legate de faptul cum va fi plătit, cum va fi impozitat, ce reprezintă acest șomaș tehnic pe care îl vor aborda cel puțin 1 milion de oameni într-o primă etapă de 2-3 luni de zile. Ministrul finanțelor a
a emis, practic, guvernul a emis ordonanța necesară, a modificat ordonanța necesară, astfel încât să simplifice respectiva documentație. Știm foarte bine că șomajul tehnic acum se va plăti de stat și impozitele aferente vor fi plătite. Trebuie să știe lumea asta, da? Deci sumele necesare pentru plata atât a indemnizației de șomaj cât și a impozitelor aferente sunt plătite de stat. Firmele vor face doar o cerere și o listă cu angajații care intră în șomaj tehnic. Da? Fiecare companie care își întrerupe temporar activitatea vor depune documentele respective la agențiile județene ocupare, formare, formare, așa, și vor primi banii necesari pentru aceste plăți de la stat. Da? Mai mult de atâta, nu știu ce să zic, sunt discuții, sunt tot felul de reproșuri, e o retorică care se folosește în chestia asta. Deci statul face ce e necesar ca angajații, în special din mediul privat, mă adevăr, să nu sufere consecințele acestei pandemii. Cam astea sunt în mare, da? Și îmi cer scuze că trebuie. Despre pensiile speciale, domnule președinte Edi Berca, pentru că s-a tot vorbit, opoziția a făcut diverse supoziții, atitudini politice, evident, dar dumneavoastră aveți o poziție oficială ca și comunicator și om cu experiență provenit din lumea politică de peste 10 ani. Cum vedeți dumneavoastră pensiile speciale acum în perioada aceasta? Știm bine istoria pensiilor speciale, știm bine că la inițiativa depusă de anterior pandemiei de către guvern, cei de la PSD au trimis-o la curții constituționale. În momentul de față există, Partidul Național Liberal prin parlamentare să ia depus-o un amendament ce vizează impozitarea masivă a acestora. Și aici... Câteva exemple, ca oamenii să înțeleagă. Deci, este vorba de inițiativă. Propunerea vizează impozitarea cu 10% a pensiilor speciale între 2001 și 4000 de lei, 60% a pensiilor speciale între 4001 și 7000 de lei și cu 95% a pensiilor speciale ce depășesc cuantumul de 7000 de lei. Da, cele peste 70 de milioane de lei. Exact, 70 de milioane. PNL a optat pentru această variantă de impozitare progresivă motivată de starea de urgență, da? Și pentru să se rețină foarte bine, pentru a nu intra în conflict constituțional cu decizii ale Curții Constituționale, care elimină, da, știți și noastră foarte bine, PSD-ul știe și mai bine și a fructificat-o prin sesizarea Curții Constituționale, da, interzic eliminarea totală a acestui tip de privilegii. Dacă există voință politică, da, a tuturor celor care în momentul de față votează de acasă în Parlament, trebuie să se adopte acest amendament și să fie pus în aplicare. Vreau să vă întreb, pentru că iată o măsură a stării de urgență prin ordonanța militară publicată chiar în cursul zilei de luni, s-a înghețat prețul la carburanți, energie termică și electrică. Vreau să vă întreb ce se va întâmpla cu prețul alimentelor. Va fi sau nu înghețat prețul produselor alimentare, domnule președinte? Ludovic Orban și ceilalți implicați, ministrul agriculturii și așa mai departe, toți ceilalți au specificat foarte clar că această soluție ar da rezultate doar temporar, câteva zile. Dacă s-ar continua pentru o perioadă mai lungă, e clar că se va genera o penurie, va apărea specula, piața neagră, exact cum s-a întâmplat practic în orice perioadă de criză. În orice perioadă de criză s-a întâmplat să funcționeze piața gri, neagră, super neagră și așa mai departe. În perioada războiului, după război și în perioada comunistă, când se vindeau pe sumă. Comunistă, exact, când ne cumpăram. Mai puneai 20 de lei. Absolut. Deci, practic, îi îmbogățeam pe unii și noi ceilalți care cumpăram masiv, să zic, eram dezavantajați. Eu zic că lucrurile se vor regla, pentru că toate vin în concordanță cu cererea și oferta. Am văzut mai devreme tot, deci pentru că sunt chestii contradictorii, dar lucrurile evidente sunt acelea că dacă avem nevoie, producătorii se reorientează, avem livrare acasă. Da? Mai mult decât atât, am văzut că săracii fermieri
sunt cumva disperați că vor rămâne cu produsele pe stoc. Deci eu nu cred, da, și rog pe telespectatorii noastre să nu creadă zvonistica asta alarmistă că vor crește prețurile, pentru că totul se reglează pe cerere și ofertă. Atâta vreme cât este ofertă și este ofertă, da, cererea va fi, cum să vă spun, corelată, prețul produselor vor fi corelate în funcție de cerere. Dacă va fi cerere mică, vor scădea prețurile. Prețul vor crește un pic, dar până când se reglează, da? Când scade cererea, iar scade. Deci, cum să vă spun, astea sunt lucruri firești, dar care nu țin de... nu trebuie să țină de stat. Da? Nu suntem comuniști, iarăși. Ce ne întoarcem în 90-80? Doamne ferește! Vreau să discutăm în cele ce urmează, domnule președinte, de prevederile șomajului tehnic vis-a-vis de ONG-uri. Se aplică, nu face diferența între angajatori, ONG-uri, firme, tot felul de persoane fizice aici autorizate sunt la fel tratate în ordonanța de urgență. Deci nu e o invenție acum a guvernului Orban, șomajul tehnic apare cu Dumuciu și nu este o invenție, repet, a acestor ordonanțe. În anumite circunstanțe. Pandemia este una din circunstanțele care permit pe legislația muncii să fie suportat șomajul tehnic de stat și este asumat practic prin ordonanță de urgență. Deci o să se suspende contractul de muncă și pe perioada de urgență și să apară revizor. Exact, sigur, sigur. Tot ce au prin care primesc indemnizații sau salarii. Vreau să vă întreb despre vacanța de Paști. După vacanța de Paști va începe sau nu școala și dacă părinții beneficiază de prevederile care dau posibilitatea să copii și să fie plătiți 75% din salariu în perioada sărbătorilor pascale. Fără îndoială, da? Acum, dacă stăm și ne referim la bazaconia aia care a apărut în mediul online cu începerea școlii pe 6 martie, iarăși la fel avem niște intoxicări extrem de periculoase. Fără îndoială că părinții, atâta vreme cât nu va începe școala și școala nu va putea începe până nu se rezolvă cu infectările cu acest virus, vor beneficia de aceleași drepturi ca și până acum. Da? Beneficiază, că am văzut întrebări, și părinții copiilor care se duc la creșe. Da? Deci de la toate nivelele de vârstă beneficiază de această indemnizație. Trebuie să știe foarte clar oamenii. Da? Și nu până pe 6 aprilie, nu până pe 15 aprilie, nu până pe 1, până când, da, copiii vor putea merge la școală. Pentru că, din câte știu și cum a spus-o și Ludovic și doamna ministru, nu se pune problema înghețării anului școlar. Mai ales că, cu spunea domnia sa, 3/4 din an s-a scurs. Exact, exact. Mai mult de jumătate au fost cursuri efective pe calendarul normal, da. Și, de fapt, e mai puțin de o lună de când sunt suspendate și să se mai scurgă în jur de 3-4 săptămâni, spunea domnia sa. Deci va fi un calendar extins și concentrat pentru examenele naționale și pentru definitivarea cursurilor. Cel mult, spunea domnia sa, se va prelungi anul școlar până la finele lunii iunie și nu se va finaliza la data de 10 iunie. Dacă și copiii vor accepta o reducere a vacanței de vară, da, știm cu toții că asta e plăcerea lui cea mai mare, și nu vor înțelege, părinții vor înțelege lucrul ăsta, vor intra foarte ușor în normal lucrurile cu școala. Vreau să vă întreb pe final, punctual, în opinia dumneavoastră, ca și om politic cu experiență suficient de mare și ca și om de analiză politică, vreau să vă întreb, cum credeți că vom avea alegerile? O opinie personală, nu neapărat trebuie să exprimați opinia politică a partidului. Cum vede domnul președinte Edi Berca, cetățeanul Edi Berca, desfășurarea alegerilor locale și parlamentare în 2020? Eu cred, și date. Corect. Eu cred că noi avem nevoie de altceva acum. Avem nevoie de liniște după ce vom ieși din criză.
vom avea nevoie de înțelegere, vom avea nevoie de empatie, pentru că na, suntem izolați, nu ne mai vedem cu colegii, nu mai știu ce se întâmplă. Cred că politica și alegerile vor fi ultimele lucruri la care se vor gândi românii. De aceea, eu unul, de exemplu, mi-aș dori, dar asta cu găsirea unei soluții legislative, ca legile să fie comasate cumva locale cu și economie de bani parlamentare, să avem și o economie de bani, să se pună la punct odată sistemul ăsta și parlamentarii să-l voteze și în speță cei din opoziția actuală, sistemul online, sistemul de vot la distanță. Deci astea sunt lucruri care mi-aș dori să se întâmple, dar repet, după ce românii își vor linge rănile, să spun așa, și se vor liniști și vor reintra în viața cotidiană. Mesajul omului politic Edi Berca într-o frază pentru românii care astăzi traversează poate cea mai grea criză după cel de-al doilea război mondial. Stați acasă! Mulțumim mult, domnule președinte Edi Berca, vă mulțumim și dumneavoastră. Rămâneți alături de noi, priviți la postul nostru, la celelalte și, cum spunea și domnia sa, stați acasă.